casa mea, asta e școala, luăm așa, uite asta e casa. Care e diferența de scara între... A, că dacă asta înseamnă că aici e a mea. Vezi că a ta e mai aici, o e așa pe cea credință și a ta e. De ce e aia? Ce o de unde e casa ta? Aici? Aici? Merge așa pe prăbușirea frânta, după mergi la dreapta, pe dreapta, și după ce faci? Merg la dreapta. Dar merg la dreapta unde? Aici sau aici? Aici. Aici? Și după? Merg puțin în bază și până la stânga. E puțin la stânga. Atunci ar trebui să fie aici. Să alegem toți împreună un loc. Să avem mai multe puncturi care ne întreba. Da, de la Toporaș, luăm pe o stradă și ne chiar la vadă nouă, stație. O luăm, tu nu vezi câte străzi sunt, o luăm așa, nu știu ce facem. Nu la meringă. Nu mă putem, o iei pe undeva. Dar luăm 323 de aici, ești chiar aici. Bine, ce, e un traseu care e destul de simplu, putem să trecem așa. Plecăm de aici de la școală, mergem la colț, luăm pe la garsoniera lui Soare. Bă, ce vrei să ne faci la burtile? Ce ai? Mergem pe la garsoniera lui Soare. Ce e asta, garsoniera lui Soare? Păi sunt niște garsoniere acolo care stai cât că nu mai din aia duși, să căniți. Garsoniera lui Soare. Dar este deja cu bebe, pe acolo prin pare. Stai că nu înțeleg. Păi aici, păi aici. Uite aici. O să iau albinuța, înseamnă că aici e stația de tramvai. Așa. Și aici e... Nu, înseamnă că aici e stația de tramvai. Nu, aici e stația. Suntem aici, suntem aici și vrem să mergem aici. Pe unde? Pe putem merge pe jos, pe străzi. Da? Mergem pe jos, pe străzi. Da. Ne întoarcem de aici. Dacă vreți să ne mergem pe acolo. E departe. Mergem așa? Da. Andrei, tu știi zona. Mergem așa? Așa. Și după putem să mergem de aici până acolo, da. Până pe un gen, da? Ok. Nora, ai că nu poți să-l pui. Da. Atunci mergem de aici, mergem până acolo și luăm autobuz pentru o stație. Da. Nu este autobuz pe linia asta și de aici putem să... Nu, merge așa și face aici la stânga. Și 717? Nu, 117. Eu iau rolele cu mine. Tânără eram, 22 de ani aveam. Din 55 sunt aici. Uite-mi curtea asta. Când am venit aici, era numai flori pe stradă. Dar acum nu mai am făcut asfalt, nu mai. Așa. Dacă aia, mergeți așa drept la școală și până să vină. Dar eu zic să mergeți întâi la parc. Da, păi așa. Așa, hai să intrați pe aici. Mai scurt până pe aici? Da, pe strada asta și ieșiți. Mai în strigați să nu dăm de mașină. Nu, mamică, nu, pe aici. Vă spui eu. Că nu merg de mașini pe aici, de acolo e multe mașini. Aici? Păi asta s-a păstrat, hai că merg și eu până acolo. Să mai mă plimb. Foarte bine, păi și noi suntem tot la plimbare. Da, mamita, așa, și eu sunt o babă, ce să fac? Și vă amintiți când era un tren acolo? Da. Și de când nu mai sunt trenuri? Nu mai e de mult, mămică, de 3 ani de zile nu mai e trenul.
trecea prima dată un tren care mergea la Filaret, lua lumea de la Filaret și o ducea la 30 decembrie acolo la o cesătorie, nu știu cum. Și ea ducea pe urmă înapoi și îi dădea jos aici. A, așa. Și se ducea așa. Și a fost până anul trecut. Așa e, așa. Trecut l-a scos. Anul trecut încă circulau trenul. Da, da, mamă. Și l-a spus, dar voi unde vă mai duceți, mamă, că uite ce greu este. Că toamna se poate. Dumneavoastră unde ați lucrat? Nu, eu am lucrat la țesătorie la Mântasea Popular cu Popa Nan. Da, așa va. Și când ați venit atunci în București, în 55, de unde ați venit? De la țară, după Ialomița, s-a din pas Comuna Poiana. Și am venit aici căsător. Și în buric e foarte pericios. Omul a plecat pe urmă. Și toată viața a stat în cartierul. Toată viața, da, mă, toată tinerețea mea și până am ajuns la anii ăștia, la 87-80 de ani, sunt mulțumit. Mintea o aminte, ce să mai... Ce să faci? Și cum vei să pare cartierul? Mamă, eu m-am obișnuit cu cartierul, n-am treabă cu nici cu greș, cu nu știu ce e. Nu, nu, nu. Am luat căsuța mea, am lucrat, am tot ce-mi trebuie, ce să mai am? Am crescut și nepoți, am și nepoți pe aici, dar toți i-ați vrăliți în toate direcțiile. Ca la bloc? Nu, mă, eu stau la curtea cigă, este la bloc. Asta, îmi pare bine că v-am văzut și vă plimbat. Că am zis să aveți cine să le eu ce mai m-am plimbat tot București ăsta. Ca să cunosc și eu, să nu rămâi proastă când am venit. Păi da, mamă, eu spun ce, ia uite ce... Și aveți un loc preferat în București? Nu, aici. Aici. Nu, a, și la teatru, și la cezi, și spectacole. Da, știi ceva? Atâta e că a făcut frumos. A turnat asfalt, a făcut trotuale. Aici, da, jos pălăria. Parcă zici că ești altcineva. Aici e în capul Felentanu și acolo e în capul Delului. Da, și asta e șoseaua pieptănată. Da, mamă, da, da, da. La pieptănare, aici. Pieptănare, aici e capătul. Și alea-i blocurile pieptănarului. Așa. Da, bravo, uite, știi aia mici. Ai văzut că știi aia mici? Da. Mulțumim mult că ne-ați adus. Să trăiți, maică, să vă dea Dumnezeu sănătate, tot ce și doriți. Și dumneavoastră, numai bine, e. Sănătate. Așa este, și dumneavoastră la fel. Da, ce să-ți.